Val de amenzi pe șoselele din Gorj. În acest weekend, polițiștii rutieri au acționat pe drumurile gorjene pentru reducerea riscului producerii de accidente și crearea unui climat de siguranță pentru participanții la trafic, luând măsurile legale față de cei care au fost depistați că încalcă prevederile legale. Astfel, polițiștii au depistat opt bărbați care conduceau autovehicule pe drumurile publice, având concentrații de peste 0,40 mg litru alcool pur în aerul expirat. Cea mai mare alcoolemie a fost depistată la un șofer de 34 de ani din comuna Crasna, care a fost tras pe dreapta în timp ce conducea un autoturism pe DC501 Săcelu, iar în urma testării a rezultat o concentrație de 1,64 mg litru alcool pur în aerul expirat. În urma neregulilor depistate au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat pe drumurile publice, de o persoană care se află sub influența alcoolului sau are dreptul de a conduce suspendat, fals privind identitatea și vătămare corporală din culpă.